Așa, tati, s-a udat-o cartierul. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou bike vlog. E ora 7 dimineața, mă rog, 8 fără 5, cred că. Da, 8 fără 5. Am ieșit așa la o plimbare de dimineață pentru că n-am mai postat de 3 zile. Se holbează toată lumea la mine. Asta e o chestie tare. Până și ăla din mașină s-a uitat la mine și mă zice, bă, ce pui mi-i face copilul ăla handicapat acolo? Hai că asta o iau pe sus, pe uite. Toată lumea se uită la mine, frate, toată lumea. Zici că... ceva vedetă, frate, care a venit prima dată într-un oraș și toată lumea se uită la mine, frate. Bă, toată lumea, mă. Trebuie să mă obișnuiesc cu chestia asta, că... dacă de acum facem bike vloguri, va trebui să mă obișnuiesc, din păcate. Hai să o luăm repede pe aici. Go, go, go. Și tot înainte. Iară facem o viză. Am schimbat a șasea, chiar dacă... aoleu, stai pe aici, eu pe aici atunci. Hai, frate, că te-am lăsat, fii politicos cu mine. Se uita urât la mine, bă, și eu l-am lăsat, ce ratat e omul, bă. Cât de ratat e omul, las și se uită urât la mine, mă. Păi așa m-am învățat eu, tati. Așa v-am învățat eu. Nu prea face fițe la viteze. Ieri i-am reparat frâna de pe față. De unde? Freacă roata ca dracu, că-i strâmbă roata, face 8-uri. Dacă face 8-uri, freacă. Și dacă o freacă, nu-i bine, că dă raul la pedale de 10 ori mai mult ca să meargă cu bicicleta. Nu vă mai uitați, frate, așa, că nu-s Justin Bieber aici în România. Sunt Raul 2K, frate. Ce accelerează la văzut că am camera aici și... Uai, deci o să mergem, am zis așa, ca o plimbare de dimineață, să mergem până în piața Traian. Nu știu dacă știți pe unde e asta, ăștia care nu sunteți din Timișoara, dar e destul de departe de mine și o să mergem în piața Traian. Stați-vă de aici la stânga pe trotuar, că e umbră. It's ombre. Hai că am timp. Ala-i, tate. Oare mai stă bine ăsta sau iară o picat? Mă uit imediat. Ia stați un pic așa să văd dacă o picat iară ăsta sau stă bine. Schimbăm mâna întâia. Și ne uităm. Ia, ghidonul drept. Bă, eu nu văd nimic că-i soare. Bă, stă bine. Stă bună. Haideți să o luăm la drum. Uite, domnul cu câinele, ăla cu gagică, sa frate, și eu pe lângă ea. Să vă uitați cum să se uite, doar să vă uitați. Fiți că nu zic nimic. Ce să se mai uite că ăla nici nu m-a văzut și ăștia doi au luat la stânga. Frumos. Noi pe trotuar, nici dacă era mai bine pe stradă să iau, că pe aici sunt mai gropi, dar am zis că pe stradă sunt mașini și ar se uită tot la mine. Măcar pe trotuare dimineață și nu-i niciun om și scap lejer, știți? Dar aparent sunt și oameni și pe stradă sunt și mașini, deci n-am nimic, n-am de ales, trebuie să iau pe aici, obligatoriu. Lanțul întot face fițe. Ai de cap meu. Ăla se uita la camera mea, de parcă era ceva desprins de pe Marte, să mor eu. Mă rog, cameră, telefon, că nu prea era cameră, dar na. Da, chiar toată lumea trebuie să se uite la mine. Trebuie să și zâmbesc, poate apar neva pe la Pro TV, pe la ăștia. Toată lumea se uită la mine, frate, bă, toată lumea, toată lumea. Ok, hai să trecem peste toată lumea și să vă explic
cum mi-am spart eu bărbia, probabil că ați văzut pe Instagram. De aia nici n-am mai postat, pentru că mi-am spart bărbia. Aveți poză în descriere, pentru că nu o să o las pe video, că na, poate unii nu vreți să vedeți, dar vă las în descriere. O să fie un imgur ceva cel mai probabil și o să vedeți acolo. Cum mi-am spart eu bărbia, bărbioara mea. Mergeam cu Darius pe aceeași bicicletă, pentru că bicicleta mea era stricată. Mergeam pe aceeași bicicletă cu Darius. Gen, eu eram aici în față pe ghidon și el pe șa normal. Și ce ne gândim noi? Hai frate să dăm viteza așa, mă rog, să dea că el mergea cu bicicleta până acasă, ca să ajungem mai repede. Mare greșeală, ce s-a întâmplat? Eu cum am 1.90 aproape, nu puteam să stau ca lumea pe ghidonul ăla, că n-am. Mi-atingeau picioarele pe jos și le țineam așa un pic îndoite și vârful de la Adidas aproape că se băga sub roata din față. Și na, am mers așa vreo un kilometru până când n-am mai putut să le țin așa îndoite. Bă, și când am lăsat toată piciorul drept, s-a băgat, lasă așa, să-l lasă, ai frate. Și când ai, auci. Stați că aici e bordură mare, aoleu, sărim. Ai roată, gata, rip, am face 8 ori mai nasul acum. Mai filmează ăsta? Filmează, frate. Da, de strâmb, cred că e strâmb acum. Nu mai drept, nu mai e. Stați așa, să văd dacă mai e drept ăsta, că eu cred că l-am strâmbat. Bă, dar ce calmea merge acum, roată. Nu se prea vede în față, sau ba, se vede. Ok, hai să continuăm povestioara. Când am pus piciorul între cadru și roata din față, s-a oprit bicicleta brusc din roata de față, adică a prins frână brusc roata de față și eu și Darius s-am zburat, numai că eu cum eram pe cadru în fața lui, eu am zburat în față, mi-a intrat ghidonul, partea asta de la ghidon mi-a intrat în piept și mi-am dat cu capul de asfalt. Și Darius o pica peste mine, că nu era destul că mi-am dat cu capul de asfalt, o pica și Darius peste mine, ăla o pica pe moale, o pica pe dita mai perna, dar eu am picat pe ciment și n-a fost cam nasol, dar m-am dus la spital, în seara aia, uai, deci am fost, eram îngrozit, am stat 2 ore în sala de așteptare, deci gândiți-vă, eu prima dată când am ajuns la spital, eram îngrozit că o să mă coasă, deci tot timpul eram speriat, bă frate, o să mă coasă, vai, eu m-am mai cusut în viața mea. Bă, după 2-3 ore de așteptare acolo, bă, m-am bucurat că am ajuns la rând să mă coasă, să scap, să ajung acasă, atât de fericit am fost. Deci dacă vreți să scăpați de frica de doctor, duceți-vă, frate, la un spital din România și stați în sala de așteptare 3 ore. Și știți care e faza? Uite, hai să vă zic ceva, că ziceți toți de spitale, că nu sunt locuri în spitale, că nu știu ce. Bă, nu-i neapărat faza că nu sunt locuri în spitale din vina ăstora de la conducere. Bă, frate, erau acolo din 15 oameni din sala de așteptare, bă, 15 oameni, din 15 oameni din sala de așteptare, bă, doar vreo 2-3 aveau probleme cu adevărat, adică zici că chiar merita să vii la spital. Bă, veneau părinți cu copii care aveau febră, frate, deci aveau febră copiii și îi aduceau la spital pentru aia și nu febră de aia 42, cum nu știu, că nu, frate, febră de aia 39,2, 39, 38,9, bă, febre de alea pe care, bă, frate, spui de la cu oțet pe cap și gata, ți-o trecut, ești nebun. Metode de alea, bă, pești. Pentru aia veneau ei la spital. Și faza tristă e că dacă ăștia, adică dacă consideră, nu știu ce, și internează și ăștia ocupă locurile. Pentru că mi-o și zis, acolo am vorbit cu una și că pe aia au internat-o pentru febră, frate. Că nu știu ce, că... Și nu avea convulsii. Sau cum dracu se numesc alea, că eu nu-s doctor. Deci nu era ceva grav, era pur și simplu o febră. Și pentru aia o internat-o. Și altul care moare după un accident, care și-o rupt piciorul, picurg 10 litri de sânge pe secundă din picior, ăla stă și așteaptă, frate. Asta e faza. Adică nu mai erau locuri în spital și majoritatea internați aveau febră, frate. Sau chestii de-astea minore, pentru care nici măcar nu merită să vii la spital. Eu mi-am făcut o tăietură în picior, aveam... Efectiv, tăietura de aia zici că era cu sabia, mă, și mi-am băgat unul sabia în picior. Aveam tăietura, avea vreo 3 cm lungime, chiar 4. Și nu m-am dus, frate. Trebuia să-mi fac și antitetanos și să și mă cos.
O să cred că o să vă las și aia în descriere, nu sunt sigur. Opa, stai să văd dacă mai filmează. Mai filmează așa, aoleo, uite cum era. O să vă las și aia în descriere, ca să vedeți și voi ce am avut eu la picior și nu m-am dus la spital. Mi-am pus, frate, frumos betadina acasă, bandaj și gata, frate, mi s-a vindecat. În vreo 3 luni, vă zic sincer că mi s-a vindecat, pentru că rândul ăsta nu se vindecă ușor. Vreo 3 luni, dar s-a vindecat. Și piciorul am și acum, peste 2 ani. Deci nu vă mai duceți, frate, la spital din orice căcat. Da, nu zic să nu vă duceți la spital, dar având în vedere că trăim în România și locurile din spital sunt foarte limitate, nu știu ce să zic, să vă duceți din prostii de astea. Înțeleg că sunteți speriați cu alea, dar bă, corp uman e mai rezistent decât credeți. Eu am avut multe răni și destul de grave, deci m-am dus la spital. Cu asta m-am dus la spital pentru că era pe față și trebuia să mă cos, că dacă nu mă coseam, sau cum dragul zice, la... O luăm pe aici. Îmi rămânea urmă pe față, că eu acum am cicatrice în genunchi, da, dar în genunchi e una, pe față e alta. Că pe față s-a edita mai gaura, cicatrice nu e așa de frumos, știți? Deci, na, cam asta a fost faza, dar nu moream. Puteam să țin și aia pe față, gândiți-vă, eu mi-am dat capul așa pe spate un pic și o țâșnit sângele, deci chiar era tăietura de aia pe gât ca în filme. Și nu m-a, mă rog, n-am vrut să mă duc, dar m-am dus că rămânea cicatrice, nu de alta. Se uită toți moșii la mine, frate, moși de ăștia care n-au mai văzut în viața lor, frate, un ăsta care face bike vlog. Și se olbează toți la mine, frate, mă simt prost, să mor eu. Vai, uite tramvaiul. Trebuia eu să fac tramvai vlog, să mă duc cu ăla de la tramvai de acolo. Bă, nu. Iar am face, mă. Iar zboară lanțul în gol, până se pune. Nu e bine, de ce zboară lanțul în gol? Ce autobuz vine pe aici, frate? Că nu știam că vine vreun autobuz pe aici, dar nu e, că se duce în garaj. Da, deci cam asta e faza, bă, băieți. Ce am pățit eu de n-am postat. Încă am cicatricea, cred că dacă mă uit, dar nu pot acum să mă uit în genunchi. Încă o am, frate. Și ori pentru aia nu m-am dus la spital. Am stat cu ea, frate. Că am zis că na, nu merită. Deci pentru ce să mă duc eu la spital cu o buba acolo, știi? Sau și alții, s-a dus una, bine, aia probabil era spartă bărbia ca la mine, dar n-am văzut exact. S-a dus cu un băiat care era julit pe picior și avea ceva în bărbie, dar nu sunt sigur, poate era spartă ca la mine și atunci da, trebuia să se ducă, că na. Eu nu m-am dus pentru infecție sau ceva, m-am dus pentru că îmi rămânea cicatrice mare și acum o să-mi rămână probabil, dar nu o să fie dita mai gaura, știți? Pe mine asta mă interesează, să nu fie dita mai gaura de cicatrice. Că după aia rămâneam poțit toată viața. Deci am, bă, ce asta, frate? Ce cu fața asta? Strâmbă, uai, pune, m-am băgat. Vă iau pe partea aia alaltă. Așa, tati. Atâta. Iar îmi face fițe lanțul. Dar nu e nicio baie problemă, că face cam urât și poate iar zboară. Se uita gagica aia la mine de... Zicea, bă, ce are la, frate, ce tehnologie de, din anul 2500 are ăsta, frate, acolo. Da, ca să vă dați seama, eu ca să fac bike vlog-ul ăsta, în realizarea acestui bike vlog, mi-am lipit un selfie stick de cadru bicicletei și cu ajutorul telefonului filmez bike vlog-ul. Adică un buget de 10 lei, că atât am dat pe selfie stick. Și selfie stick-ul e la mâna a doua, a cumpărat de la un coleg, să vă dați seama ce buget am eu pentru bike vlog-uri. Un buget de 5.000 de euro, stați un pic să văd ceva. E din anul 2500, îi... Și moșul ăla, eu vorbeam sigur, să uita la mine, baie cu aia, îți jur, ce cringe, să se uite așa toată lumea la tine, cum vorbești singur. zici că sunt nebun să mor eu, eu cred că după al treilea bike vlog, mă ia ăștia, zic că sunt nebun, mă ia la spital, mamă, uite aici, chiar depou RATT. Ce tare. Express 8, E7, E2. Bă, ce schemă, frate. Hai să vedem. Nu mai avem mult și ajungem în Piața Traian și după cred că o să o iau spre casă, pentru că am zis ce am avut de zis. Mai mult, adică bike vlogul ăsta nu l-am făcut neapărat cu un scop să mă duc undeva. Mă rog, are un scop, dar n-are scopul că m-am dus eu undeva și să vă arăt vouă, știți? Mă gândeam să fac și un episod de pe aici, putem să o luăm? Putem, nu-i semafor, oh, hâzi, Johnule.
Am vrut să fac o serie în care în fiecare episod să vă prezint câte o zonă din Timișoara, adică să merg cu bicicleta printr-o zonă din Timișoara, la modul că, nu știu, într-un episod o iau prin calea Torontalului, mă prind pe acolo pe fiecare străduță și vă arăt, în alt episod prin calea Șagului, în alt episod prin Girocului, pe unde stau eu, deci fiecare zonă din Timișoara să vă prezint. Nu știu dacă o să fac chestia, ai verde, dar nu-l mai prind, frate, ba, îl prind, frate, atâta. Mai încet acum că ne rupem capetele. Am băgat viteză un pic. Măcar am văzut că nu-mi frânează chiar așa de tare bicicleta. Măcar atât să văd și eu. Cred că o să opolesc un pic traianul, pentru că o să se vorbeze toată lumea la mine, că pe acolo e multă lume și n-am chef. Sau să locolim, hai că nu locolim. Știu unde iau, știu. Sau... Da, pe aici o luăm. S-a făcut și verde la fix. Bă, toate autobuzele sunt goale la ora asta. Nu știu de ce mai merg sâmbătă și duminică, frate. Sau sâmbătă și duminică să le dea drumul mai târziu, de regulă. Nu știu, pe la 10, habar n-am, dar la ora 7-8 în timpul weekendului, bă, nimeni nu-i cu autobuzul, să mor eu. Nimeni, frate, nu-i cu autobuzul la ora asta. Circulă degeaba, le consumă motorina degeaba. Nu-i nimeni, deci toate-s goale. Până am atunci, niciun om, niciun autobuz n-am văzut, jur. Asta nu pe aici. Am vrut, s-a rupt gâtul. Uai, pune-ne, băgăm să mor eu. Ce skill-uri pe bicicletă am. Diznați. Ok, hai să ne sunăm pe aici. Bă, prin zona asta nu prea merg eu des. Bine, o știu. Dar nu prea merg des prin ea. Decât în fiecare dimineață când merg la școală. Atâta. Dar acum că e vacanță, nu știu cât de des o să mai merg. S-a speriat un pic aia, dar eu dădeam un tomberon, frate, dacă nu mă dădeam. Omul a trecut pe roșu. Bine, frate, te calce tramvaiul, sper. Nu se face verde. Trebuie să vină tramvaiul. Băi, eu trec. Hai să ce repede prin fața tramvaiului. Oh, shit. Mamă, s-a făcut verde la așa, să-mi bat. Ai, de capul meu. Ai, era să dau un gunoi. În gunoi. Pe aici pune-l, om. Sărim bordura, dar o să rupem roata. Ai, au. Rucă așa, rupem roata la bicicletă. A, da. Scrieți-mi, o să vă las un straupul în descriere. Verificați straupul din descriere și spuneți-mi dacă vă place ideea mea asta cu orașul. Spuneți-mi dacă vă place ideea cu orașul. Să vă prezint orașul într-un fiecare episod câte o zonă din oraș. Pentru că eu zic că de ce nu? Adică e o idee super cool, super șmecheră, ceva nu mai văzut sau auzit vreodată. E ceva tare, frate. Ia cât e ora. Ai și 17 minute, lol. Puteam să mă trezesc și mai târziu să fac bike-ul locul ăsta, dar nu mă așteptam să meargă așa de repede, deci na. Roata îmi face 8 ori din ce în ce mai nasol, deci va trebui într-un final să o duc la reparat. Bine, o centrare da, e vreo 20 de lei din câte am fost eu informat, că de fost n-am mai fost niciodată. Vreo 20 de lei. Dar... Na, să sperăm că nu e 20 de lei. Așa mai bine îmi schimb roata. Ai, roata din spate, eu cred că o să puște. Să sperăm că e 20 de lei, pentru că eu așa mai bine îmi iau o roată nouă cu totul, pentru că eu anvelopele astea și cred că și jențile le am de peste 5 ani. 4-5 ani au. Gândiți-vă, și încă duc, au sute de, cred că mii de kilometri. Au să-mi bat piciorul că eu cred că 300 de kilometri am făcut doar acum, în ultima vreme, când m-am plimbat cu bicicleta. Bine. Voi acum nu vă imaginați că eu n-am fost doar prin... m-am rupt roata. Vă imaginați că eu n-am fost doar prin oraș cu bicicleta. Eu am fost și până la Bazoș. Până unde-s vreo 20 ceva de kilometri. De vreo 10 ori cred că am fost până acolo și cred că doar aia 300 de kilometri deja.
Bă, chiar, cum sunt 20-30 de kilometri, am fost de vreo 10-15 ori la bază, și asta înseamnă 300 de kilometri. Aia cred că era profesoară. După stilul de mers și după ce față avea, așa, cred că era profesoară. Am început să și ghicesc oamenii, frate, sunt ceva wow. Deci sunt ceva nemaivăzut, am început să ghicesc oamenii, frate, ești nebun. Vă întrebați de ce nu postez în fiecare zi bike vlog. Păi întrebați-vă în continuare, pentru că nici eu nu știu de ce nu postez, având în vedere că e vacanță, dar pur și simplu am multă treabă, frate, și nu, parcă nu mai am așa de mult chef să stau să editez, știți ce zic? La modul că eu acum dacă nu mă trezeam la ora 6 ca să mă pregătesc să filmez pentru voi, probabil că stăteam în pat, după pe la 12 ieșeam prin oraș, stăteam până la 6, veneam înapoi, mă uitam la niște filme pe Netflix și mă culcam, deci cam ăsta e programul meu zilnic, să vă dați seama, deci nu postez eu bike vlog în fiecare zi. Dar da, ce să fac? O să încerc, acum nu vreau să vă promit că nu o să postez, dar o să încerc să postez cât de cât zilnic. Mamă, cum se uită oamenii la mine, e imposibil așa ceva, frate. Mamă, s-o întors înapoi, omul, să vadă ce fac eu aici, cât de handicapat sunt. Ok, păi bă, o să ia la... O semnalizat omul la stânga doar ca să... A, nu, am schimbat banda, mă. Eu cred că las bicicleta aici, iau firobuză că uite la acolo în stație și am luat-o spre casă, frate. Și bicicleta vin mai târziu și o iau. O recuperăm mai târziu. Rasmân, acum e chihaș. Mamă, și din stația de expres, uite toată lumea. Bă, eu nu iau prin complex, frate. S-o iau prin complex? Nu, mă, uite câte lume e oaie de pula mea, dă-o iau repede pe aici, Raule, până nu se face roșu, ăsta verde la aia. Trecem pe roșu, că se handicapa cine calcă mașina, da. Sau să o iau prin parc pe... Nu, că nu mai e trotuar după aia. Ce visez eu. Mă, eu totuși cred că lumea se uită la mine la cât de sexy și eu, frate, nu la camera asta, ce drecu. Se uită ei la o amărâtă de cameră, frate. Chiar așa să ajungă lumea, se uită la o amărâtă de cameră. Eu nu cred, eu cred că sunt la cât de sexy sunt eu. Asta era problema, frate. Asta era. Ne oprim aici că suntem băieți cu minți, era să pic. Ne oprim pentru că fiind că suntem băieți cu minți. Și ăsta mai stă drept. După atâtea lovituri, da, stă drept. Ești nebun. Ok, bă, băieți. Eu cred că bike vlogul ăsta îl închei aici. Pentru că v-am zis ce am avut de zis. Au fost așa mai mult, am vrut și eu să mă plimb așa o plimbare matinală, că nu m-am mai plimbat de mult de dimineață. Ieșeam doar așa vreo oră după ce îmi terminam treaba. Acum am ieșit de dimineață. E verde acolo, hai că-l prind și pe ăla. Îl prind, frate. Nu pâlpâi, că te prind, frate. Sparg roata. Ai de pula. Asta cred că sunt cele mai rezistente cauciucuri pe care le-am, să mor eu. Până la niciun dâmn nu se rup, frate, n-au nimic aici nebun. Bă, sunt invincibile. Haideți că eu aproape ajung acasă, mă rog, aproape mai am vreo un kilometru, dar na. Mai am puțin. Sper că v-a plăcut acest episod. Haideți să strângem 300 de like-uri pentru acest episod. Incredibil. Bă, cred că o să apară fix azi. Cred că o să apară fix azi episodul, pentru că e ora 9 și eu apuc să le editez până la 12. Deci cred că o să apară fix azi episodul ăsta, bă, băieți. Da, deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să dați un like acolo și un subscribe. Să dați și voi share acolo unde aveți, pe WhatsApp, pe Facebook, pe ce vreți voi, să strângem mai mulți urmăritori. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!